In the furthest eastern corner of Romania, along the border to the Ukraine, the river Danube flows into the Black Sea. It splits into three large tributaries, between which countless lakes and waterways form the largest reed bed in Europe, the Danube Delta. Here, it's all about fish. It's the most important source of income and is prepared in a vast variety of different ways. It's a remote life here, and many areas can only be reached by boat, a reason why there's no industry. Life in the Delta is tough and simple. Most of the people that live here are self-sufficient and live off whatever the Delta or their own gardens offer. Mitica is a fisherman through and through. Every morning he goes out on his boat. Mitica's wife Rodica provides the locals with everything they need. Bine nu este, dar dacă te știi să te organizezi, este foarte bine. In the early morning mist, Leteia still belongs to the cows. For the Burduia family, the day begins with a hearty breakfast. Their daughter Andreea is only here in the holidays, and her father Mitica and mother Rodica start every day with fish. Drog din pește. Așa. Să rămână pentru masă. Pa. Pa. Se grijă, da? In Leteia, the walk to the water is never far. The town rests on a sand dune in the middle of the delta, land that the people have wrestled from the clutches of the sea. The water level is low this morning, and Mitica has to start by poling his way out of the village's waterway. On the farm, Andreea is preparing the food for the pigs. It's the last day of holidays for Andreea, and tomorrow, the 16-year-old must go back to school in the city. The village school only goes up to year 4. În fel îmi place să dau mâncare la animale. Într-un fel nu-mi place că trebuie să mă trezesc de dimineață, să stau, ba e grea, găleata, ba mă enervează că se urcă pe mine găinile, ba nu pot să zic că este ceva care îmi place foarte mult, ceva care nu-mi place deloc. The Burduias have 35 cows. Beef is an important source of income for the family. There's only a few dairy cows, which produce enough milk just for the family. Asta este singura sursă sigură de venit pentru familie și pentru a putea să ne ținem un copil la școală. Mitica hasn't reached his fishing nets yet. The journey takes him along reeds and wetlands for a kilometer. He feels completely at home on the water. Mă rugam de tata să mă iei în baltă, că nu pescuie. Aici trăgeam 5 ori la rană când ajungea la scurt. Ne trezeam la 3 dimineața, ajungeam, răsărea soarele departe. Dar îmi plăcea meseria. The large lakes on the delta are home to many rare species of bird, and Europe's only pelican colony. The kilometers of wetlands are all a conservation area. It's about that time in the morning when the people start joining the cows and when village life begins.
Rodica's mother and daughter are helping her prepare lunch before she goes to work. On today's menu is pike, yesterday morning's catch. There's never a shortage of fish. S-ar putea, poate mai bun, eu știu. Ma tale, cumpărai pește? Eu am pește... Cumpăram, sigur, că nu era pescar, era tractorist. Eu am pescat de unde. Și am de unde alege. Păi, și ce-mi place. It's not a whole fish that will be decorating the table today, but fresh mince crushed along with the smallest bones. Chopped onions, parsley, dill, and a little salt make the mixture complete. An egg is added to make sure the cake sticks. Partenerul de viață este pescar. Pentru că soțul e pescar, el îl prinde, îl aduce acasă proaspăt, îl preparăm cu ingrediente din grădină, nu cu prea multe alte adousuri comerciale și sănătos. The pike cake is baked in a clay oven on dry reeds from the delta. The remaining mince mixture goes into peppers from the garden and joins the cake in the oven. N-ai grijă că și asta e plină. Mitica has reached the lake where he set up his nets. He's placed them far apart, which requires a good deal of rowing. Good exercise and cheaper than petrol. Mie îmi place mai mult pește. Obișnuit cu pește, pește să este în fiecare zi, în fiecare zi. Cu carte nu mă împac. He catches the fish in traditional fike nets. They're built in a way that the fish unlucky enough to swim inside them cannot swim back out and are caught. Mitica isn't in it for the money. Here, the fishermen barely get €1 per kilo fish from the wholesalers. Da, noi pescarii cam nu putem să ne hrănim, să ne întreținem familia. De mâncare, pește nu ne lipsește. Dar să-ți cumpere altceva, trebuie să mai muncească ori familie, ori nevasta, ori să avem grijă de animale multe. Grădin trebuie să avem, altfel, din pescuit nu prea. Nu prea mai e rentabil. Rodica has the first third of the day behind her. She's milked the cows, fed the pigs, and prepared lunch. Every morning, she hurries through the village to get to the shop in time for the 8 o'clock opening. And first customers are already waiting. The next town is 80 kilometers away and can only be reached by boat. So the shop makes sure it has all the things needed for everyday life. Hai, sus! Da, 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 da. Nu sunt vers. Atunci dăm o mai... 23 lei. 3 lei. 30? Da. Ah, 30. Aia la un kilo e 5,50 lei. Ce se face? Asta e. E împăcătoș. 30 lei? Da. O bate de mai pe? Nu, dar nu mai este de mult. Da cum? De unde merge la magazin? De tănătate la ei care aduce și noi cumpărăm și asta. De toate, de toate și făină și macaroni și orez și ulei și... Bine, peste tot bine, nu? Mai bine și bine. Asta, să trăim, dacă dă Dumnezeu sănătate, este bine. Este, pentru că sunt mulți oameni străini, veniturile sunt reduse, străini, bătrâni, scuzați. Veniturile sunt reduse și nu-și permite toată lumea să meargă la oraș ca să-și facă piața de acolo. Spuneți, domnul Edi. Două banane. Numai două banane vreți? Și un corn. Și un corn vreți? De asta așa? Da. Ce drăguță? Andrea and her grandmother Jordana are pickling quince. The storeroom has to be filled with supplies before winter, and Andrea wants to take some back to the city tomorrow. Doamne, ce stricate sunt. Foarte stricate, da? Uite așa, ce să alegi bine. Pentru mâncare. Mâncare? Da.
Faci mâncare din gutui? Da. Căs-o găinile. Nu vine nimic. Adică da, așa este. Munceam că eram învățat de la părinți. Muncă. Și muncă grea. Acum ei cu floare la ureche. Telefoane, asta e viața la ei acum. Aoleu, dacă era pe timpul nostru, mureau așa pe câmp, dacă trageau așa cum noi trageam. Da, s-au schimbat vremurile, nu suntem noi de vină cu nimic. Nu, dacă ne-ar trimite părinții pe câmp, am merge, n-am spune. Adică ce am avea de făcut? Nu, numai aici a fost, s-au schimbat. Și cred că și îi place mai mult cum e acum decât cum era înainte. Homemade provisions are also a good way to save money. At least this knowledge is something Jordana wants to pass on to the younger generation, even if times are changing. Atunci pui apă. Cât zahăr să pun? Zahăr 2 linguri. Ce faceți aici? Mai puțin. De ce? Că taptul nu bea decât ziama. Și fructele rămân și degeaba muncești. Și-am muncit degeaba până acum? Nu, pune mai puțin și gata. Tu ești fată foarte harnică, nu poți să-ți... Și-l punem să acoperi un strat de stuf mai întâi. The jars are placed into the pot, which is lined with dried reeds and heated over the fire. The cloth makes sure no heat escapes. A third recipe for the pike mince, little fish balls. The mince needs to be eaten on the same day it's prepared, as it quickly goes off. Mai durează mult? Nu chiar mult. Hai că mi-e foame. Un pic. Dar ce frumos miroase aia, aia. Când faci și matale, miroase frumos. Păi da. Hai, fetele, asta e gata? Încă puțin. Hai că mi-e foame. Și nouă. Da. Ce s-a făcut până acum? Începem și noi cu ce se începe. Nu. De ce? A venit Paștele? Drop de pește. Poftim, domnul soț. Mulțumesc. Cupăniți mănâncă? Cred că s-au prins ei puțin de... Lunch is one of the few times where the busy family can sit together before they have to set about their duties. Rodica has to open the store again and Mitica tends to the farm. The family is happy with the busy life they've made for themselves. This afternoon, reeds are to be harvested, so the two brothers drive to the village waterway. Reeds grow here in abundance, and not only around the big sand dune that makes up the little village of Latea. The brothers have to take the boat to get to the plants across the water. The locals make use of the reeds over the whole summer. Here, reed serves as an inexhaustible raw material with a thousand different uses. The light reeds are easier to bend into shape. Da, e o papură pentru iarnă, ține căldura. E, nu e ca stuf. Stuful e mai gros, crapă, se rupe. Dar asta e mai... nu se rupe, se îndoaie. Când o pui la perete, la animale, pui strâmb așa, strâns, o legi. Și la strâmb, perete, perete ține. Not everyone can handle the tough plants as well as Mitica, who even manages to tie up his bundle with them. Much easier for transporting on the boat and the tractor. Așa verde,
te trezești. Punem o uscăm și legăm un durei mici, punem la perete, când trebuie făcut. Here, everyone has a large supply of reeds in their garden, whether to build animal barns or to be used as roofing or fuel for the oven. Money is scarce, and so people must make the most out of what nature provides. In the evenings, the shop is open until 8. Și o cafea. In the last hours of the day, the village shop becomes the village bar. Bineînțeles că n-au unde să meargă în altă parte. Se mai strâng. Să bei o cafea, să stai de vorbă, e și stație de autobuz. Nu-i plictisitor, nu avem timp să ne plictisim. E mai monoton așa, dar e frumos. Liniște. Nu sunt mașini multe. Nu e poluare multă. Numai vaci multe, plin satul de vaci pe străzi. Life in Netea is not easy, and many young people move away to seek a future in the big cities. But the hardened locals remain, like grandmother Iordana and her childhood friends. Nu ne place că ne-am născut aici și cu oameni ne cunoaștem, neamuri care mai sunt, dar mai puțin au rămas, restul toți au murit vecini pe aici. Moșul ăla pe colț. La moșurusul. Nu, la ăsta. La Mocanu. Mocanu. Da, și acolo se vinde loc, la fel nu-i nimeni. Da, și ceri cât... Hai de mine. De un miliard. Da, un miliard. Da, știi da, să da. Nu merg până atunci. Nu. Așa, dar de unde să știm noi când am văzut miliardul? Iar Părnești este nostalos, voia e dona zigda. They're singing about a young woman who secretly meets her boyfriend under the church oak tree for a kiss. It's a song from their youth, and they're singing it in Russian, as many here come from the Ukraine. When they were young, they spoke Russian. Mitika gets back behind the wheel to pick up his wife from work, just as he has done every day since they got married 20 years ago. Today, Rodica is at the waterside early to load goods that are being delivered for her shop. The boat comes at night and delivers drinks for three small villages. This is the only transport route that connects Latea with the outside world. De regulă ajunge tot ce ne trebuie. Mai greu, dar ajunge. Cu sacrificii, cu eforturi, cu... Când e apa mică, nu poate să intre ca bară mare, când e apa mare, se deplasează flaurii, bucăți formate din stuf cu vegetație. Și când e apa mare, îi rupe, înfundă diferite guri de canal. Mitica is coming back from the lake early today. Doamne, Mitica! Ce vade? Ați prins ceva? At home, he's expected by grandmother Iordana. Bună
ziua. Bună ziua. E pentru ciorbă, e? Da, ceva am găsit. Ce ai găsit? Din babușcă, din ceva face, nu? Som. Ciucă. Caras. Cu cinci. Iordana gets straight to work. The fish need to be descaled and gutted. Today, lunch will be ciorba di pește, a traditional fish soup. The pot needs to stay very hot for all the flavors to come out, so the fire needs a little more than reeds. Cartofi și ceapa, dar la foc iute. The catch of the day goes in whole, freshly gutted and descaled. The peppers come from the garden. And a healthy portion of sour cream made from their own milk. It's Andrea's final meal at home, as later she'll be taking the boat to the city. She still doesn't have a room for the school term, but friends and family in the city will help her find somewhere. Tu ți-ai pregătit ceva din bagaje? După ce mănânc. Vii cu mine. Mm-hmm. Te ajut să-mi pregătesc. Bagajul nimeni nu ne găsește. Numai tu nu-l găsești. Mm. Ce mi-ai spus că l-a găsit ceva? A zis că o să mă suni să-mi spună că a găsit în două locuri. Zără erau. Mm-hmm. This is the second year that Andrea is going to school in the city. It doesn't take long to pack her few things. She'll be staying with relatives until she has her own place to stay and is now very much used to living away from her family. A început e greu, dar după te obișnuiești ți-e greu să pleci. Depinde și de om, dacă e mai de asta. Mai glumește, mai râde, nu stă toată ziua cu gura pe tine că n-ai măturat sau n-ai spălat nu știu ce farfurie sau sunt și de așa, dar până acum n-am avut probleme, m-am înțeles foarte bine cu gazdele. To have a little something from home and to save some money, Andrea takes as much as she can with her. She can already cook a little by herself. Poftim, dragă. Ai ce să mănânci, să nu răbzi de foame. Nu răb de foame. Două fișe prăjește. Mai rar, ce-i mai ușor, adică... Mai fac, mai sun, mai întreb, mai... Repede și ușor să fie. Așa e mai bine, dacă n-are timp, s-a dus, a luat o zacuscă, un compot, a mâncat și... Curăț eu și-mi fac eu singură, adică să stau să cumpăr, să... Se pare mai... o porcărie. E mai sănătos. Mitica is using the reeds to make sure the pigsty is ready for winter. The material was dried in the garden for several weeks and is now fastened over the top in tight bundles with some wire. In the Danube Delta, nobody has just one job. The fisherman is a farmer or a roofer or whatever else might be needed. I'm going to go to the de la bunici, care mi-a mai apucat vinul. Dar mai mult de la părinți. Put batem aici că două, aici des și partea aia și acolo. Îl întindem deasupra. Îl prindem cules deasupra, aici, pe mine. Whilst the men are working on the roof, Iordana waters her plants, just like she does every evening. Mitica and Rodica are taking Andrea to the city themselves. They know that life in the Delta will not be their daughter's future. Ne întâlnim, o convirem pe acasă mai des. Dată la lună, nu? Cam așa. Ne întâlnim. Trebuie să ne obișnuim. Am stat împreună 3 luni. O să ne fie dor.